Comuna Turcinești se află începând cu data de 5 noiembrie în scenariul roșu, rata de infectare ajungând la aproximativ 3,2. Dumitru Modrea, primarul Comunei Turcinești, ce a reușit și în acest an să iasă învingător la alegeri, consideră că experiența acumulată îi oferă posibilitatea de a îmbunătăți în continuare viața locuitorilor comunei. În această situație dramatică generată de pandemia COVID-19, edilul transmite cetățenilor că respectarea măsurilor de prevenire a extinderii virusului sunt necesare atât pentru protejarea propriei stări de sănătate, cât și pe acelor din jur. Primarul subliniază ideea că, deși situația actuală nu este una favorabilă, proiectele aflate în desfășurare continuă. Credeți-mă că la acest moment starea care este nu mi-e prea propice să o mai pot comenta, dar nu înseamnă că dacă este această boală cumplită, pandemia, chiar se stă degeaba. Nu, deci lucrăm în continuare la canalizare, vrem să o finalizăm, lucrăm în continuare la tot ceea ce înseamnă spații de joacă pentru copii și teren multifuncțional. Deja suntem în proporție de 93-94%, suntem aproape de finalizare de a putea face recepția finală acest O prioritate a primarului Modrea o reprezintă ajutorul cetățenilor în ceea ce privește deplasarea lor la Distrigaz. Solicitările de branșare vor fi aduse fiecărui cetățean aflat în situația de a nu fi racordat la rețeaua de gaze, urmând a fi preluate de angajați ai primăriei și depuse la Distrigaz. Modrea adoptă această măsură tocmai pentru a evita cozile și aglomerația din cadrul instituțiilor. Edilul asigură cetățenii că problema asfaltării tuturor drumurilor, aleilor și străzilor comunale, precum și altele, pot fi considerate rezolvate. Ce pot să anunț populația că a intrat pe lista sinteză a domnului ministru de dezvoltare, bineînțeles, ministru economiilor. A intrat inclusiv Comuna Turcinești cu asfaltarea tuturor uliților și drumurilor comunale, asfaltare, bineînțeles, și trotoare, s-a aprobat pe lista sinteză, a intrat tot pe lista sinteză și s-a aprobat o sală de sport școlară, nu acele imensități, nu e ceva mult mai apropiat de nivelul de dezvoltare al comunei cu privire la copiii care ne-am prevăzut noi că ar putea să învețe pe viitor în școala noastră. Și nu în ultimul rând, avem iluminatul la fel și el a fost prins pe lista sinteză. La Turcinești a fost pus accentul și pe unitățile de învățământ, mai ales acum când școlile au fost închise și cursurile au trecut în spațiul virtual.